Bună tuturor și bine ați venit la un nou clip aici la mine pe canal. Pentru clipul de azi m-am inspirat de la Ioana de pe canalul Buget de Familie pentru că ea face clipuri de genul cumpărături săptămânale. Pentru noi nu pot să spun că asta cumpărăm în fiecare săptămână ce am să vă arăt aici. Dar dacă vă aduceți aminte, într unul din vlog masurile din luna decembrie, v-am arătat că am primit de la unul dintre angajatori un card cadou de 500 de coroane pentru a face cumpărături într-un magazin. Așa că noi am fost azi acolo pentru că ieri a fost chiar ultima zi în care puteam să mă loghez pentru că am primit un un cont de utilizator cu o parolă, trebuia să mă loghez pe un site și să-mi aleg magazinul de unde vreau să fac cumpărăturile și astăzi am mers să cumpărăm ce aveam nevoie prin casă. Așa că vreau să vă spun per total, deci tot ce am să vă arăt aici, tot ce am cumpărat, a costat 500 de coroane. Asta înseamnă echivalentul a 300 30, 340 de lei cam așa ar fi și am să vă arăt acum ce am cumpărat avem aici 6 sticle de suc de fructe a câte un litru fiecare aici avem de portocale și multifruct astea au fost variante noastre deci 3 cutii cu suc de portocale și 3 cutii cu multifruct 4 sticle de suc avem aici Fanta Exotic, Cola Zero Sprite fără zahăr și Fanta fără zahăr. Nu consumăm noi chiar atât de mult suc, dar pentru că se apropie ziua copiilor, am zis că să avem la fel și acesta de aici. Am cumpărat 3 pungi de paste din acestea spirală, a câte 500 de grame punga, 2 pungi de nuggets, a câte 800 de grame. Aici am 3 cutii de brânză topită, o cutie de brânză topită cu ciuperci, una cu șuncă și una cu ardei copt. Sunt de la Arla și fiecare cutie cântărește 250 de grame. Două pungi de orez, orez cu bob rotund la 1 kg punga, o pungă de migdale la 400 de grame, o cutie de lapte, aceasta are un litru și este laptele cel mai gras, la 3,5 litri, tot de la Arla. O cutie de popcorn, este popcornul preferat al copiilor noștri. Două bucăți de brânză bri, aceasta care era la ofertă pentru expiră, expiră, în curând. Și a fost 4,95 bucata, iar bucata din aceasta are 250 de grame o sticlă de ulei, o pungă de stixuri, avem aici 3 pungi, una, două, trei, a câte 2 kg de făină, este cea mai ieftină și o să, mă rog, firma asta o să vedeți destul de des în cumpărături, ce puțin aici, pentru că este o firmă foarte ieftină și sunt anumite lucruri care nu merită dați bani parte decât de aici. În schimb, făina asta știți că este foarte bună, eu o folosesc și la prăjituri, plăcinte, pozorna chiar și nu am avut niciodată probleme. Deci am aici 6 kg de făină, două pungi câte un kg de zahăr și aici avem așa, roșii tocate în sos tomat. Aici avem o variantă cu busuioc. Mai sunt aici o variantă simplă și două variante cu usturoi, pe care cu siguranță acesta am să-l folosesc la paste, două cofrage de ouă, a câte 24 de ouă fiecare cofrag în parte, două pungi cu mix de legume pentru supă, eu folosesc și la supă, la bociuri, tocănițe, folosesc acest mix fiecare, punga are 750 de grame și în compoziție au țelină, morcov și ă, praz, Așa. Iar acum am, aici am cumpărat și câteva produse de curățenie. Aici ar fi aceste tablete antical care se folosesc în mașina de spălat. O cutie din aceasta are câte, câte bucăți. 17 bucăți pentru 17 spălări. O soluție pentru desfundat chiuvete în caz că o să fie nevoie pentru că nu mai avem un asemenea produs în casă. Așa, asta are un litru, dacă nu mai înșel, ceva de genul ăsta nu mă rog, nicio relevanță și o soluție Ajax pentru multisprafețe ulei esențial are în compoziție, nu am mai avut produsul să până acum, am avut ceva pe galben cu lămâie, dar am zis că e cazul să încercăm și ceva nou. Și aici avem așa, avem pungi pentru depozitat mâncare în congelator, avem două pungi de 4 litri, două seturi de pungi, fiecare set conține, dar să vă spun, în cazul în care văd cam câte pungi ar trebui să aibă un set, 22 de pungi, deci 44 aici, 66, 66 de pungi a câte 4 litri fiecare pungă și mai avem aici 8324 de pungi a câte 19 litri punga. Da, sper că v-a părut interesant acest clip. Cam asta am cumpărat noi azi din magazinul de la colț pentru suma de 500 de corane, echivalentul a 340 de lei. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest clip, arătați-mi cu un like și nu știu dacă vă plac Tipurile, tipul ăsta de clip și vreți să mai fac și altă dată vă rog să-mi spuneți în comentarii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit vă pup și până data viitoare aveți grijă de voi. Pa!